Lucrările de reparație în căminile studențești sunt pe ultima sută de metri, în timp ce în unele instituții sunt schimbate ușile, geamurile și mobilierul, în altele, din lipsă de bani, se fac doar lucrări cosmetice. Deocamdată nu este clar când va începe noul an de studii. Cert este că numărul tinerilor cazați în cămine va scădea din cauza condițiilor impuse de pandemie. Astfel, în fiecare cameră vor sta cel mult 3 persoane. Totodată, administrația căminelor pregătește locuri speciale de cazare unde vor fi plasați eventualii studenți bolnavi de COVID-19. În căminile Universității Tehnice din Moldova, lucrările de reparație sunt gata în proporție de 80%. Muncitorii au schimbat geamurile, ușile, iar în câteva zile trebuie să ajungă și mobilierul nou. Rectorul Viorel Bostan spune că în acest an studenții vor petrece mai mult timp în cămine și vor face cursurile online. Atunci când vor merge la orele practice, vor sta maximum 40 într-o sală de curs. În acest an am luat decizia să cazăm câte 1, 2, maxim 3 studenți în cameră, astfel încât să dispersăm posibile focare care ar putea să apară. Mai avem încă de muncit, cred că la anul viitor deja vom finaliza absolut toate reparațiile în căminile studențești. Pentru lucrările de reparație în căminile Universității de Medicină, în acest an au fost alocați peste 1 milion de lei. Pentru tineri sunt pregătite aproximativ 1800 de locuri de cazare. La etapa actuală, aproximativ 90% din toate lucrările care au fost preconizate, ele au fost efectuate. Și deja, în următoarea etapă, doar trebuie să mergem la lucrările de curățenie generală. Avem un spațiu, în cazul când careva din studenți sunt depistați COVID pozitiv, avem spații speciale de izolare. În căminile studențești vor fi respectate toate normele de prevenire a infecției cu noul coronavirus. La intrările în instituții, în fiecare zi, studenților li se va măsura temperatura, iar periodic aceștia vor completa fișe epidemiologice. Prețul unui loc de cazare variază în funcție de condiții. Acesta începe de la 320 de lei pe lună și ajunge până la 550 de lei.